Motivul pentru care nu există eliberare și izbândă și progres în lupta contra păcatului se datorează faptului că foarte mulți tineri, și vorbesc în special acum de păcatele de natură sexuală, doresc să rezolve doar acest păcat care le aduce teamă, frică, rușine, teroare, nopți nedormite, conștiința încărcată și așa mai departe. Sfințirea este un proces Holistic, adică care cumprime toate domeniile vieții noastre. Și când Dumnezeu vrea să ne sfințească, Dumnezeu vrea să ne sfințească peste tot. Pavel vorbește în Filipeni capitolul 1 și spune că dorește ca toți credincioșii să fie curați, să nu se potignească până în ziua venirii lui Hristos, umpluți de rodul neprihănirii, la modul general. Deci Pavel nu vrea ca ei să fie neprihăniți într-un anumit domeniu, să fiu neprihănit în domeniul sexual, să fiu neprihănit în relații, să fiu neprihănit în Zona aceasta, sau în perioada aceasta din zi, când eu sunt ispitit. Nu, Pavel vrea ca ei să fie umpluți de neprihănire în toate aspectele, în toate domeniile, în toate sferele vieților. Deci, sfatul meu pentru dumneavoastră, care vă luptați cu un anumit păcat, este să nu vă mai luptați doar cu păcatul acela, ci să vă uitați la toată viața dumneavoastră, să faceți o analiză generală și un plan general de renovare spirituală a întregii vieți. Să te pui în fața Cuvântului Dumnezeu, cercetat de Duhul Sfânt în rugăciune, cu ajutorul poate unor persoane și să faci o sfințire exhaustivă a întregii tale veți prin Duhul Sfânt.